acest moment, care mai moment nu e, al 10 ori de ani de închisoare. Spun moment pentru că îl simt ca pe ceva, ca pe veșnic. În fiecare zi spunea părintele, Părinte Iustin, era o minune. Trăiai minuni zilnic, altfel n-ai fi trăit. Și atunci, cu adevărat, fiecare zi era o zi și a fost seară și a fost dimineață, o zi și apoi încă o zi și apoi veșnicia. O zi pe semne o lumină, o zi însemnând pe semne o biruință, o zi însemnând o lucrare și o naștere. Cam așa. De aceea înțeleg și simt că trăirile acestea au fost o chemare a Domnului către marea transformare a viermelui în fluture, a omului care simțea vierme, neputincios, în fluturile care era liber și minunat. Prin ce? Cum? Desigur, asumarea acestei cumplite lucrări a Golgotei, a răstignirii spre înviere. Cred că asta este toată taina. Toată lucrarea aceasta a închisorii, care după cum toți mătuiseau la Maspazia, în plus, că devenit celulă, chilie în care se naște, se transformă sufletul omului, în care se plămădește acest diamant strălucitor, care este omul după chipul lui Dumnezeu. Când își dă seama că este după chipul iubirii și când trăiește iubirea lui Dumnezeu atât de profund, cum noi aici nu o putem trăi. E o mântuire cutremurătoare a mai tuturor celor ce au găsit în închisorile acestea, au găsit bucuriile, sfintele bucurii, ca spațiu și act unic al vieții lor. Părintele Iustin, odată am întrebat, și am spus, Părinte, care a fost primul gând al Sfinției voastre? Ați ieșit din închisoare. Și mi-a spus, un mare regret. L-am înțeles că așa a fost pentru mai toți. Da. Și noi nu putem înțelege asta. Nu putem, pentru că noi am altoit ceva greșit în viața noastră. Am altoit ideea aceasta a crucii cu fotoliu. Am căutat să amestecăm suferința cu dulceață. Dulceața nu cea adevărată răstignitoare, ci cea confortabilă. Și atunci știu că am alterat-o. Și am înțeles un cuvânt cutremurător care se referă la pomul acesta din rai, pomul cunoștinței binelui și răului. Cuvântul spune clar, pomul cunoștinței binelui și răului, nu sau răului. Adică acest fruct al cunoștinței compuse, amestecate, în care răul și binele erau
întru una mai pune mestecunte, balegă și lapte. Sfântul Maxim și Eucalia III tare frumos explică lucrul acesta și tâlcuiește ca fiind cea mai mare capcană a omului, care omul, părându-și că poate gândi, poate raționa din sine, fără Dumnezeu, atunci el trăiește o rațiune alterată, mincinoasă, distrugătoare, care îl face să simtă pervers, să gândească stricat. Ori, dar mai lucrul ce s-a întâmplat în închisoare. Lucrurile acestea, sub puterea harului și a luminii și a dorului, s-au curățit. Și omul a putut din nou să restaureze în el gândirea aceasta curată și limpede, jertfitoare și plină de smerenie, care este lumină peste lumină. Aceasta duce de fapt, spune asta patimilor, toate învierile ei cu via de abaia sprie, de adâncul pământului, cu dangătea de culmea a sfederilor, cu lumina care se aprindea. Cum să nu-ți vină a lacrima când biruiai moartea, frica, îndoiala, necredința, bicisnicia? Pentru noi acestea sunt niște dovezi palpabile a lucrării harului și a puterii. Mă simt penibil să vorbesc eu despre lucrurile acestea, care nici măcar așa nu le știu cum ar trebui să le știu. Dar vă spun din dorul inimii mele de a se bucura de o înviere ca aceasta. Amin. Să rămână.